Răbdarea pacienților cu afecțiuni oncologice a ajuns la final. Oamenii au decis să ceară explicații autorităților în fața magistraților, pentru că legea privind Planul Național de Cancer, care trebuia să fie implementată la 1 iulie, nu poate fi aplicată nici acum. Pentru noi, când această lege a fost promulgată în 2022, s-a aprins lumina de la capătul tunelului, dar domnul ministru Rafila a avut grijă să ne stingă rapid, spulberându-ne orice speranță că vom beneficia de un plan național de cancer, care ne-ar fi netezit drumul spre supraviețuire, chiar vindecare. Legea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023 și de atunci se așteaptă normele. Timpul este esențial pentru un asemenea diagnostic, iar legea ar obliga începerea tratamentului în cel mult 60 de zile. În plus, ar urma să existe un traseu clar al pacienților, comisii de specialiști care să analizeze cazurile și registre naționale ale bolnavilor de cancer. Apariția normelor înseamnă pentru pacienții oncologici șansa lor de a merge mai departe. Accesul la medicină personalizată pentru tipurile de cancer pentru care avem alternativă față de protocoalele standard. Sunt mesajele oamenilor care îmi vin și îmi spun: am fost diagnosticat cu cancer. Ce trebuie să fac? Unde să mă duc? Care este următorul pas? Cu cine trebuie să vorbesc? Deci oamenii sunt depuzolați. Am crește numărul celor care astăzi urcă în trenul supraviețuire. A ajutat pentru că oamenii n-ar mai pierde timp. Luni, în cadrul unei videoconferințe despre finanțarea planului, ministrul Sănătății Alexandru Rafila a precizat că normele au fost făcute și că urmează să fie publicate. Într-un moment tensionat, secretarul de stat Adriana Pistoli a răspuns senatoarei Nicoleta Pauliuc că boala nu se tratează cu norme legislative. Cancerul nu se tratează cu norme. Cancerul se tratează cu servicii medicale, cancerul se tratează cu teste diagnostice, cancerul se tratează cu medicamente. Astăzi am cerut lămuriri suplimentare ministrului Sănătății, însă acesta a refuzat să mai dea explicații. Planul Național de Prevenire și Combaterea Cancerului în România a fost gândit pentru perioada 2022-2030.